Hai, salut, eu săracu și bine v-a regăsit la al doilea episod din LDOE FTP. Și da, până la urmă se pare că așa a rămas numele seriei. Ce vreau să facem pe videoul de astăzi este să mai avansăm puțin în story, să-l salvăm pe Bill de la motel și în același timp să facem și motelul pentru prima dată pe contul ăsta și să clarificăm niște chestii legate de seria asta. Înainte de orice, vreau să clarific niște chestii legate de seria asta și totodată să vă răspund la câteva întrebări pe care mi le-a spus la primul episod din seria asta, adică episodul anterior. Și totodată mulțumesc foarte mult pentru 1000 de like-uri și mulțumesc pentru tot suportul pentru primul episod din serie. A fost pur și simplu insane, s-au strâns peste 1000 de like-uri în mai puțin de 15 ore sau ceva de genul ăsta și vă mulțumesc tuturor pentru chestia asta. Da, primul și primul lucru, fraților, Racule, vei juca jocul ăsta și off camera, vei juca pe contul ăsta și off camera, gen te vei juca și fără să filmezi și să faci live-uri cu el? Răspunsul, fraților, este da și nu. În principal, aș cam vrea să nu joc foarte mult off camera, cel puțin la început, pentru că există partea asta de story. Partea de story eu nu am prins-o atunci când m-am apucat de joc, pentru că nu exista așa ceva. Din nou, e pentru a nu știu câte oare când spun chestia asta, dar inițial când te apucai de joc te dădea la tine în bază și nu aveai absolut nimic, nu aveai story, nu aveai task-uri, nu te învăța să te miști, nu te învăța absolut nimic și practic acum avem story care a trecut printr-o grămadă de modificări și chestii și în principiu vreau să vedem, cu siguranță se întâmplă chestii interesante pentru că știu că la un moment dat, nu știu de unde știu chestia asta, dar știu că la un moment dat te pune să te duci într-o pădure sau ceva de genul ăsta unde găsești un câine și te atacă un survivor și mă rog, sunt mai multe chestii pe care eu nu le-am experimentat pentru că atunci când jucam eu nu existau chestiile astea, deci da, aș cam vrea să prind fiecare chestie de genul ăsta pe video, ca să zic așa, și voi juca și off camera, pentru că stând să mă gândesc, doar nu o să stau gen în joc în continuu. Presupun că o să fie și o misiune care o să-mi ceară, habar n-am, să am 20 de lemn prelucrat. Nu o să stau în joc, nu o să stau efectiv lângă el ca să se facă lemn, deci presupun că o să joc și off camera, dar în același timp voi încerca să prind cât mai mult din story pe video, ca să zic așa. În momentul de față, următorul task, practic de la ultimul video nu am jucat absolut deloc. Am vrut să prind absolut totul pe video. Se pare că nu mai avem spațiu pentru chestii, avem asta. Trebuie să facem și puțină curățenie, dar momentan nu bat capul pentru două chesturi. Am putea să luăm și pipe-ul, presupun, dar din moment ce mergem într-o zonă verde, nu o să fie o problemă așa de mare. Altă întrebare pe care mi-a spus-o și pe live-uri și în secțiunea de comentarii la celălalt videoclip este: Racule, vei juca pe live-uri jocul ăsta? Păi cu siguranță voi juca și pe live-uri, fraților. Mai întâi, după ce vom trece peste story, după ce facem toate misiunile astea și îi dăm de cap la story, pur și simplu cu siguranță voi juca și pe live-uri, mai ales la chestii cum ar fi arena și eventuri de genul ăsta, 100% voi juca și pe, bă, hai să mergem așa, eu zic că sunt destul de bine. 100% vom juca și pe live-uri, dar atunci când avem ceva mai intens de făcut, ca să zic așa. Altă întrebare sau nu știu dacă a fost tocmai întrebare, au fost foarte multe comentarii care au zis: Racule, dar de ce nu videoclipuri de 40 de minute, de 30 în medie, fraților? Videoclipurile de Last Day on Earth aveau undeva la 36 de minute, cam asta era media, pentru că în 20 de minute nu ai foarte multe chestii de făcut pe Last Day on Earth, plus că și comentez foarte mult, mă opresc, trebuie să mă concentrez și pe ce vorbesc. Mă rog, ideea e că videoclipurile de Last Day on Earth erau foarte lungi și primul video clip a fost doar 33 de minute. Gen, a fost puțin mai scurt decât normal și în principiu, fraților, vreau să fac niște teste pentru că eu am destul de multe statistici de la YouTube și YouTube practic îmi spune efectiv cam pe la ce minut ies oamenii de pe videoclip și cam cât la sută din videoclip a fost urmărit. Ulelelelele! Ce-i cu ăsta? Mamă, dar stai că n-am nici măcar n-am... Gata, ăsta a fost oare primul... Da, asta e scripted. Pe asta o păstrez, pe tot parcursul contului, ca să zic așa. Avem bâtă cu mamă, cât de rar e ăsta. Momentan gândiți-vă că nu l-am nici măcar pe contul principal. Slugger with Thorns. Da, chestia asta nici măcar nu am, atașamentul nu l-am deblocat nici măcar pe contul principal, dar am o singură bâtă în bază care conține atașamentul ăsta, așa ca idee. Și da, bineînțeles, jocul te bombardează cu o grămadă de chestii mișto la început și se bazează pe faptul că nu știi cât valorează chestiile alea. Bine, asta nu valorează chiar așa de mult, dar pot să fac niște chestii interesante cu ea. Poate o să-mi trebuiască mai târziu, de ce nu? Cred că nu ar mai trebui să mai iau apă cu mine. Ce trebuie să fac? Mine iron from deposit. Ok, să facem și asta, iron. Am apăsat... Bine, lasă așa. Deși mi-ar trebui și materiale ca să mai fac... Oricum nu o să plecăm de aici fără să am inventarul full și nu înseamnă foarte mult inventarul full pentru că am doar 15 sloturi, ceea ce mi se pare, nu știu, e așa de dubios să am doar 15 sloturi, adică parcă nu mai vine să iau mâncare și apă, doar ca să mai economisez spațiu să pot să iau mai multe chestii după mine, ca să zic așa, știi? Hai să mai batem și zombii de aici, mai facem niște XP. M-ar interesa cât de cât XP-ul. Altă chestie pe care mi-a zis-o la episodul anterior, mi-a zis să abuzez de healer pentru XP, ca să fac cât mai repede level și asta nu e idee rea absolut deloc. Hai să verificăm, chesturile sunt super importante pentru că practic mă ajută orice la început. Mamă, dar cât XP primesc pentru un zombie de ăsta? 40 XP înseamnă incredibil de mult pentru contul meu. Încă nu m-am obișnuit cu chestiile astea, pur și simplu. Poate ar trebui să ne concentrăm mai repede pe misiuni.
ca să zic așa. Hai să mai spargem niște metal. Presupun că atunci când o să mă întorc, o să mă pună să fac un furnace. E puțin cam ciudat, așa că trebuie să stau după story, știi? Adică e totul scriptat. Pe de altă parte, e și bine că te învață, pentru că ca și player nou, la început nu știai nimica, mă, nu știai nimica. Lumea nici nu știa dacă există cu adevărat ghesten cu sau nu, știi? Și nici nu știa unde pică. Acum îți arată practic pentru fiecare locație. Asta e un update foarte șmecher, mai ales pentru începători. Acum pentru fiecare locație de pe hartă, atunci când dai click pe locația, atunci când atingi locația, îți arată ce chestii poți să găsești în locația respectivă. Ceea ce e huge pentru un jucător nou. Adică eu a trebuit să învăț, efectiv a trebuit să verific fiecare locație, ca să zic așa, și după aia să rețin ce se află în fiecare locație, știi? Deci, na, e mult mai ușor pentru un jucător începător. Și felicitări tuturor celor fraților, mult respect tuturor celor care ați... care ați acceptat provocarea mea, pentru că practic am lansat și o provocare odată cu sezonul, cu sezonul ăsta, nu e un sezon, nu știu cum vreți voi, odată cu seria asta de LDOE FTP, pentru că până la urmă așa se va numi, v-am rugat să-mi lăsați și idei pentru serie, dar o să rămână LDOE FTP, pentru că mi se pare ok, pur și simplu. Da, ideea e că mulți ați acceptat provocarea asta și dacă cumva... gen, aveți deja un cont mare și le vreți pe ambele în telefon, eu în momentul de față folosesc o aplicație care se numește Two Accounts. Doi accounts, o găsiți pe Google Play și practic de acolo vă descurcați și voi vă logați pe contul de Last Day on Earth și practic puteți să aveți două conturi de Last Day on Earth în telefon și puteți să faceți switch foarte repede. Asta în cazul în care apare un event șmecher și deși vreți să farmați pe contul mic, vreți să luați și premiul și reward-ul pe contul mare, ca să zic așa. Mi-am terminat misiunea? Nu. Hai să luăm skill-ul care va fi Trader. Bă, Lumberjack-ul ar putea să mă ajute și la trader-ul, doar pentru că este un skill mai... Mulți dintre voi v-ați luat de mine, pentru că data trecută, gen pe episodul anterior, am luat Fisherman-ul, dacă nu mă înșel, și a zis că acum că ai luat Fisherman-ul, o să ai șanse mai mici să spice încă un skill, să spice extra pocket-ul, care ar fi printre cele mai importante. Gen, practic, asta e foarte adevărat. Cu cât ai mai multe skill-uri epice, mă rog, extremely rare sau cum se numește chestia asta, cu atât ai șanse mai mici să spice un nou skill extremely rare, știi? Și practic acum ar fi o strategie, în cazul în care nu mi-ar trebui trader și nu am așa de mare nevoie. Cred că subestimez eu chestia asta. Probabil o să am foarte mare nevoie de trader. Nu prea mai făcut trader pe contul principal, pentru că nu mă mai ajută, ca să zic așa. Dar poate pe contul ăsta eu zic că o să mă ajute. Practic ce face traderul? Te costă mai puține iteme atunci când vrei să faci trade cu el. Este un skill destul de bun și îl voi lua. Și practic acum extra pocket-ul este și mai departe de mine, pentru că am făcut chestia asta. Dar... I don't know, nu știu exact, asta nu e verificată informația asta, că dacă ai mai multe, așa cred și eu, așa credeți și voi, e foarte posibil ca așa să fie, dar nu e verificată informația șuruburile, bă, poate o să, nu cred că o să am nevoie de șuruburi, aș putea să mănânc asta ca să golesc inventarul și hai să mai luăm încă un stack de piatră sau de metal, hai să luăm totuși de metal, piatră mi se pare că mai am acasă, cu metalul nu stau chiar așa de bine. Și o să am nevoie să prelucrez destul de mult. Hai să facem. Dacă vreți să lăsați pe auto și nu găsiți asta, știți și voi, astea sunt... O să vă dau sfaturi, fraților, ca idee, trecând tot așa, trecând și eu prin... inventory is full. Ok, nu mai avem loc de piatră. De piatră, de metal. De fapt, nu mai e metal pe mapă, cam asta e problema. Și da, o să vă dau sfaturi de începători, pentru că trec și eu prin chestiile astea de începător, ca să zic așa, știi? Și îmi prinde bine experiența din spate, îmi prinde bine experiența de 6 ani jumate de jucat jocul ăsta. Când mai avem, o să se spargă pickaxe-ul înainte să apucăm să ne umplem inventarul de piatră. După care, ce aș putea să fac? Am nevoie de... Bă, cam orice e bun la urma urmei. Și plus că e XP, cam asta e partea cea mai... Tot. Nu cred că am șanse să o bat, o să fugă înainte să reușesc să o bat, mai ales pentru că n-am o armă mai puternică de atât. Aș putea să fac și asta, ca să mai eliberez un long. Oh, și stai puțin că o să am, mamă, chiar o să am nevoie de semințe. Din câte mi-am amintesc eu, mâncarea chiar o să fie o problemă. Nu neapărat heal-ul, pentru că heal-ul, nu știu cât de mare problemă o să fie, o să am și eu grijă să nu-mi iau damage și chestii. O să fiu econom, dar o să am nevoie într-adevăr de... Stai, de ce n-am loc pentru... Bă, hai mă, l-am lăsat pe auto și bine mă. Facem așa, un lemn, a luat un lemn de pe jos, de-aia n-am loc de semințe. Ai. Hai să facem roșii de niște semințe, pentru că prevăd că curând o să ne pună să facem, cum se numește, garden bed, să facem grădina practic, ca să plantăm morcovi și chestii și o sursă foarte bună de mâncare asta cu morcovii. Depinde cât de mult joci pe zi, ar trebui să-ți ajungă, pur și simplu. Morcovii pentru daily mâncare, ca să zic așa. Două bandaje, aș putea să le, hai să le și transformăm. Să mai craftăm câteva bandaje. 1, 2, 3. Și câte chestii avem de blocate. Mamă, abia aștept, hai să terminăm cu zona asta, după care mergem acasă. Nu are rost să plecați din zonă dacă încă nu v-ați umplut inventarul. Mai bine vă umpleți inventarul zonă, cel puțin la început chestia asta. La început e foarte important. Mai bine vă umpleți tot inventarul și mai dați delete acasă la chestiile de care nu aveți nevoie. Dar nu plecați fără să... Na, e o grămadă de level la mijloc, dacă stați să vă gândiți.
Mamă, cât XP nu vine să cred. Aș putea să-mi fac și o armură nouă, dar nu vreau să o fac neapărat acum. Hai bine. Imediat mai facem level up, iar se resetează thirst-ul și hunger-ul. Eventual, aș putea să mai fac... garden bed. Așa e de ieftin. Aș putea să mai fac încă un bandaj ca să mai am încă un loc în inventar. Efectiv o să ajung burdușit acasă. Sper să am unde să pun. De fapt am trancul. Am trancul de la mașina aia din fața bazei, pe post de chest. Și pot să-mi fac puțină ordine prin... Câne. Ranga o să fie arma cea mai folosită și vă recomand tuturor să folosiți ranga la început de joc, cel puțin până faceți rost de atașamentele potrivite pe cleaver. Ranga este cea mai optimă armă, ca să zic așa, nu există o armă cu value mai bun, știi? Adică te costă și foarte puțin, dacă țin bine minte. Stați să văd dacă mi-amintesc, n-am mai făcut o rangă de atât de mult timp. Cred că ar fi undeva la 5 piele și 7 metal, sau 7 piele și 5 metal. Cred că mai degrabă 7 metal și 5 piele. Și răspunsul corect este încă nu am deblocată, dar este 7 metal și 3 piele. Mă rog, eram pe aproape. De când vă dați seama, dacă faceți rost de măcar două atașamente cât de cât ok pe cleaver, deja nu prea mai are rost să folosiți ranga. Dar până atunci, ranga este de departe, da, survivor, da. O să-i dau și 5 stele și de pe contul ăsta, de ce nu? Mi se pare că am dat de pe contul principal. Și ce trebuie să facem? Presupun că o să mă pună să fac furnace-ul. Presupun că, cam atât. Și poate și grădina. Când o să mă lase jocul oare să build a melting furnace? Wow, ce surpriză. Hai mă, și arăți, mă. Dar deși așa, că eu vreau să-l craftez. Eu vreau să-l craftez mai întâi și după aia. Băi, să regândim un pic chestia asta. Îl punem pe ăsta aici. Renunțăm la ăsta. Uitați-vă câte căprioare și vreau să am de gând să le păstrez în bază. Bineînțeles că o să le omor din greșeală la un moment dat, dar oricât vreau să le păstrez atâta cât o să pot, ca să zic așa. Mergem aici, mutăm, nu? Aici, o mutăm pe asta aici, asta, nu. Asta aici. Asta o punem aici. Ăsta îl învârtim și îl punem aici. Și vreau să spargem peretele ăsta și să punem o ușă aici. Am pus perete acolo, aș fi pus ușă, dar m-a pus neapărat misiunea să pun o ușă. Și acum are mult mai mult sens baza, ca să zic așa. Și hai să facem puțină curățenie. Altceva ce avem de făcut? Smelt one iron bar. Cu ce? Cu lemn? Bă, mi-aș păstra lemnul prelucrat, să vă zic sincer. Nu prea aș vrea să folosesc ăsta neprelucrat, adică, nu știu ce să zic. Momentan, puteam să fac, stai mă, cam și, da, bine. Trebuie să ne ocupăm și de cărbune, dar până atunci, eu zic că două de-astea sunt mai mult, în 4 minute este gata, ok. Let the puppy inside the dog crate. Asta presupun că e de la eventul cu dog breeder, cel mai probabil. Asta cum se numea? Metal cutter. Da. O am pe asta pe contul principal și pe asta. Și backpack-ul am. Bine, nu pe toate, dar mare parte din chestiile de la Battle Pass. Hai să mai dăm mâncare la căței. 5 bucăți de astea n-ar trebui să... Ar trebui să fie de ajuns. 15 ore, cât mai are până crește? Încă 8. Nu prea mă interesează primul câine. Oricum să fie inutil până face rost de... Câinii ăștia sunt total inutil. De fapt, acum că stau să mă gândesc, câinii îți dau și bonusuri, cum ar fi XP boost și chestii de genul ăsta, care s-ar putea să ne prindă cât de cât bine. Acum că stau să mă gândesc, multe chestii care nu mai au sens pe contul principal pentru că sunt prea avansat, au sens pe contul ăsta. Păi și până una alta, ce mai putem să facem până se face ăla? Am putea să facem asta cu morcovi, gen garden bed-ul. Putem să facem două direct? De ce nu? Perfect, și punem unul, nici nu știu, avem atât de mult loc în bază, fraților. Nu sunt obișnuit, e efectiv ciudat să am atât de mult loc în bază. Și oare pot aici? Dacă da, pot. Dar aș prefera să fie, nici nu știu, pe undeva pe aici. Așa și așa. Oricum o să le pot muta când vreau eu, dar momentan le lăsăm acolo. Am văzut și zombiul ăla. Avem doar 10 semințe, din păcate. Colectăm astea. Mai avem și noi niște lemn prelucrat. Aș face niște cărbune. M-aș concentra pe chestia asta și o să pun un dăsta cu... Nu, invers. Trebuia... Invers vreau să fac. Pentru că cel mai bine, cea mai eficientă metodă este să folosiți lemn prelucrat, ca să prăjiți lemn prelucrat, ca să vă dea cărbune. Dar din moment ce stau atât de prost cu lemnul prelucrat, mai exact n-am deloc, aș putea să-l iau pe... Nu. Da, am făcut o mare gogomanie, dar asta să fie problema. Bun, semințe cumva din întâmplare mai am pe aici. Am o grămadă de plant fiber. Lipici, bandaje, hai să le stacăm pe astea, să încercăm să mai stacăm din chestii. Nu știu cum le aranjează, am uitat că există butonul de...
Adică am uitat că există butonul de sort. Nu prea ai nevoie de buton de sort la două chesturi. Carnea nu o mai pune la câini, pasta o păstrăm. Am 20 de scânduri aici, ok, hai să mai facem... Mai întâi o să lăsăm pe aia să se transforme, dar nu e idee chiar așa de wow. Nu, hai că facem așa, fraților, facem direct, tot e mai bine așa. Tot e mai bine așa și mai punem aici, perfect. Altceva, încă mai durează un minut și 20 până se face ăla. Ce am mai putea să construim până un alt? Am putea să facem și un rain catcher. Nu spune că mi-am folosit absolut tot lemnul. Ba cam da, cam asta am făcut. Păi în cazul ăsta îl scoatem de aici, dăm un split, îl punem la loc și ne facem și un... Mamă, armură mi-ar mai trebui. Nu mai am clot acum pentru armură. Da, trebuie să mergem din nou în expediție, fraților. Cred că o să mergem... De fapt, să vedem ce zice jocul că trebuie să facem după ce se termină Iron Ingot-ul ăla. Bă, ce ciudat, e mă, cu atât de puține resurse în bază. Nu sunt obișnuit să vreau să craftez ceva și să nu am resursele. E atât de weird, dar interesant în același timp. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Să trebuiască să gândesc atâta. Aș putea să folosesc, hai că folosesc un bănuț dacă e pentru 25 de secunde. Altceva, ce aș mai putea să fac? Pentru toate am nevoie de clot, așa-i? Cred că mai degrabă m-aș duce într-o zonă de piatră. Următoarea expediție o să fie tot într-o zonă de piatră ca să iau și metal pe lângă lemn. Lemnul m-ar interesa mai mult în momentul de față. Un metal, bun, perfect. Level up, cum am făcut level up? Fix the radio. Fill up. Perfect, finalize, avem și radio-ul. Bă, voi de ce îmi cereți atât de des codul de la bunker pe chat? Eu nu înțeleg. Te obligă jocul să-l faci. Te obligă jocul să-l faci, nu înțeleg. Survivor, anyone here? We need help. Dealer Joe. Nu, ce e asta? Cred că e parte din misiune. Stai să vedem ce skill avem. Dog Breeder Gluton, restore 2% more health. Clar ăsta. Nici nu cap pe îndoială. Totuși ce fac de apă, fraților? Doar ce am făcut level up, unde? De ce mi-e sete deja? What? Nu-ți mai resetează hunger-ul și thirst-ul? De când asta? De când asta, fraților? Hai să-i dăm așa, să vedem ce mai putem să stacăm aici repede. Oh, shit. Totul stacăm. Și mai mâncăm și două de-astea ca să nu ne mai fie foame și sete. De astea nu știu dacă am nevoie. Pick up distress signal. Hai să o facem. Respond. Over, where are you? In the motel, bring me bandages quick. Nu știu, da, mai am bandaje, cu siguranță mai am bandaje. Dar, fraților, de unde îmi schimb și eu numele? Cred că de la oglindă. Ideea e că nu m-a lăsat, știu că am numele ăsta player 7, 6, 8, 7, zici că e bază de la raid, bază de aia nașpa de la raid. Dar momentan nu pot să-mi schimb numele, gen nu m-a lăsat să mi-l schimb atunci când mi-a făcut caracterul. Și acum trebuie să-mi fac o oglindă care nu știu exact când o să o deblochez, dar mă rog, o să rămân cu numele ăsta până o să pot să mi-l schimb. Niște bandaje, zice el. Hai să ne luăm și ce să ne mai luăm cu noi? Fiind motelul, nu știu dacă o să fie ceva extra față de cum e motelul de obicei, ca să zic așa, având în vedere că e parte din story, bă, de asta chiar n-am nevoie. Lăsăm și noi lemnul prelucrat, luăm astea 3 hălci cu noi, lemn, piatră, să iau apă cu mine, ceva îmi spune că o să găsesc acolo, dar având în vedere cât de repede mi se duce hunger-ul și thirst-ul, pentru că n-am destul de multe skill-uri, parcă mi-aș lua și ceva, cum stau cu apa? Bă, cu apa stau bine. Hai să mergem exact așa cum suntem. Parcă mi-aș face o cască, dar n-am materiale. Bun, hai să mergem, fraților. Haideți să mergem. Aici se lucrează din greu. Din... Ai, 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 ai. 10 scânduri. Hai cu 10 scânduri. Lasă așa. Bun. Hai să mergem la motel să terminăm următoarea misiune. O rangă și o bâtă. Nu bâta asta. Orice, dar nu bâta asta. N-am și o altă... Nu iau pistol. Vă dați seama că nu iau pistol după mine. Dar aș lua și o... Suliță? Hai să facem și o suliță. Doar așa. Doar așa. Lăsăm și lemnul aici și hai. Dar în caz că o să ne mai trebuiască ceva pe lângă ranga asta, deși mă cam îndoiesc. Și practic, acum când o să ieșim pe mapă, sunt curios dacă ne deblochează mai mult din mapă. Pentru că mă simt așa de ciudat faptul că nu văd, nu văd mai bine de jumătate din hartă. Văd foarte, foarte puțin. Frumos. Frumos, frumos. Oh, și bazele de raid. Fraților, ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc, să mor eu, o primesc foarte, foarte des întrebarea asta. Racule, odată ce am raidat bazele astea, de ce nu mai apar altele? Pentru că nu o să mai apară niciodată altele până nu faci level 150 ca să poți să dai raid. Dacă ai raidat o bază de asta, va dispărea în momentul, gen, nu chiar imediat după ce pleci de acolo, mi se pare că dispare în 12 ore. Bazele astea sunt doar pentru începători, sunt doar ca să-ți dea, cum să zic eu, gustul raidurilor. Astea sunt raiduri nu sunt chiar în toată regula, pentru că nu există noise, nu există mecanicile de la raid, dar efectiv sunt niște baze care sunt doar pentru începători. După care, mamă, dar câte sunt? Erau 3 parcă, nu? Luna, Tabu,
Talios și presupun că o să mai fie încă una pe undeva pe aici. Așa era când jucam eu, nu știu dacă s-au schimbat chestiile astea până acum. 24 energie, de ce așa de mult? Pentru că n-am VIP. Am uitat cum e viața fără VIP, că dacă ai VIP-ul activat, mi se pare, depinde și de levelul de la VIP, te costă cu 25% mai puțină energie, ceva de genul ăsta. Am uitat bandajele. Hai că poate o dregem noi cumva. Eu zic o rezolvăm. Cel puțin așa sper. Da, bine. Oare pot fără atașamente? Da, nu chiar. Dacă am destul skill, da, pot să lovesc fără să mă lovească și el. Dar ar fi mult mai ușor cu atașamentele potrivite, ca să zic așa. Cu toți zombii ăștia de aici, cu siguranță o să reușim să facem. Adică, nu știu, ne trebuie... Nu știu câte bandaje are el nevoie. Dacă are nevoie de un singur bandaj, rezolvăm. Dacă are nevoie de 3 bandaje, să zicem, iar că am trebuit 15 clot. Ceea ce oricum este doable de aici, de la hotel. Asta este cea mai beginner-friendly locație, fraților. Și îmi place că au adăugat-o în story. Adică printre primele chestii, ca să înveți chestii basic, ca să zic așa. Îi dăm așa, schimbăm pe hâți. Și ăsta se numește Waltric. Bine, na. Dacă ieșea puțin mai bine, se numea Waltric. Și da, o să vă dau și sfaturi de astea. Știu că mulți dintre voi jucați de foarte mult timp și știți cam totul despre jocul ăsta. Putem să mergem și în subsol. Mă cam îndoiesc. Dar da, o să mai fac și paranteze de astea pentru, efectiv pentru noobi, pentru că știu că sunt oameni care s-au apucat doar ca să, cum să zic eu, ca să accepte provocarea mea. Știi? Și încerc să mai dau sfaturi și de astea super simple, cum ar fi sfaturi despre Waltric. Abia aștept să ajung la bunker, fraților. Nu știu exact ce trebuie să facem din story ca să deblocăm bunkerul, dar abia aștept să facem bunker împreună, ca să zic așa. Și probabil ăla o să fie un video de o oră și ceva, pentru că de obicei durează puțin peste o oră. Mai ales că n-am atașamentele, nu pot să trec așa ca prin brânză prin bunkerul ăla. Cărbune și carne. Trebuie să mai facem rost de clot neapărat. Ne trebuie clot de undeva. Pe ăsta îl batem până să se ridice. Puteam să-l bat fără să mă lovească, dar las așa. Ăsta are 80. Ai, de ce? Uneori reușesc să-i dau sneak. Uneori reușesc să mă strecor pe lângă el. De cele mai multe ori, sincer. Data asta a fost cum a fost. Avem și ceva chestii acolo. Stai să-l batem și pe ăsta, ca să nu se activeze și să vină pe noi. 31, dar de ce 31 când, mă rog, nu contează. N-am înțeles niciodată chestia asta. Now, that's a jackpot, we found the crate with military equipment, there were weapons and a card to some door in it. And that's just one crate, who knows how many there are total. Andrew says that crates from the Eastern Bunker, we should make a run there. Adică cred că vorbește de, cel mai probabil vorbește despre Bunker Alpha, 100%, despre asta e vorba, de fapt și de drept. Bă, sigur pot să-l bat fără să mă lovească, dar nu mă chinui eu prea tare. Că și așa imediat mi se face foame. Levelul, nu știu de ce, dar level up parcă ți reseta și hunger-ul și thirst-ul. Nu știu exact care e faza. Avem un bandaj. Avem și o armură mai bună. Nu o să o schimbăm chiar acum, mai înainte așteptăm să se rupă armura pe care o avem deja. Facem economie, că na, suntem pe cont nou, suntem la începutului, ca să zic așa. Aici de obicei găsesc berities și berity o bere, apă, lăsăm sticla și țigările, nu ne trebuie nici berea. Aici putem să facem lejer Waltric, dacă nu mă înșel. Nu e lejer, că are hitbox-ul greșit. Peretele ăla. Nu m-am mai chinuit la chestii de-astea așa. Adică vă dați seama că de obicei intram cu un M16 peste zombiul ăla de acolo. E tare experiența, e super, super tare experiența ca și jucător nou de Last Day on Earth. Adică nu știu, eu cumva tot sunt sătul de locația asta în sine, dar mă gândesc cam cum ar arăta pentru cineva care n-a jucat niciodată Last Day on Earth, cum ar arăta locația asta, știi? Mai păstrăm din... Încercăm să păstrăm cât mai mult din ranga asta, pentru că e net superioară suliței. Pentru că sulița mă costă doar 3 lemn. 3 lemn efectiv, gen practic, arma asta poți să o faci absolut oriunde. E cea mai ieftină armă. Bine, aproape oriunde. De fapt, cred că și la, până și la bunker e niște lemn pe afară, dacă nu mă înșel. Deci chiar și la bunker poți să-ți faci sulița asta. Din chestii de pe jos. Skill, ce avem? Camel. O să iau camel-ul, clar, skinner-ul e inutil. Lumberjack-ul nu mă ajută, adică e foarte bun și lumberjack-ul la început. Dar camel-ul e cel mai bun. You get thirsty 2% more slowly. Adică practic ni se face sete cu 2% mai greu. Ceea ce e bun. E foarte bun. Dacă mă întrebați pe mine aici trebuie să intrați. N-am burglars. De level 1 am nevoie. Pentru asta aveți nevoie de un skill, fraților. Aveți nevoie de skill-ul de bulgar, cum ar spune comunitatea.
Îi dăm una după ceafă și fugim. De ce nu urlă? Ok, de ce îi dau 9 damage? Are ceva... Băi, stai că nu înțeleg, uneori dau... Nu știu care-i faza, sincer, nu știu de ce dau doar 9 damage. O să mai urle ea odată. Ăsta practic este bossul de la motel, fraților. Ăsta e practic cel mai ușor boss din joc. Și da, se poate numi boss pentru că are abilități, pentru că este unic, că nu mai găsiți, nu mai găsiți Weeper unic ieri. Am putea să... Hai aici mai întâi. Ce? I can hear zombies roaming. N-am apucat. I can hear zombies roaming, I'm not going. To open the door, cred, sau ceva? Out while you are out there. A, trebuie mai întâi să omor toți zombii, presupun, sau ceva. Wow, dacă s-ar așa pe mine, o să fie grav. O să fie grav. Hai să mâncăm moda asta. Acolo se poate sparge peretele, ca idee. Și nu prea aș vrea asta. Mamă, ce greu e cu sulița să mor. Da, ar trebui să nu mai încerc să fac. Se poate, ați văzut că se poate ultricul cu sulița. Aaaa! Măcar au fost doar 2 zombie, de obicei sunt 3. Sau mai mulți. De obicei ești un de la gras și un floater bloater și chestii de genul ăsta. E bine că am scăpat easy, ca să zic așa. Hai să vedem ce avem aici. Un pistol, nu e rău. Să mă bucur pentru un pistol, voi vă dați seama, mă? Voi vă dați seama, e al doilea pistol al meu din joc. Adică cum să nu te bucuri? Cum să nu te bucuri? Lăsăm scrap-ul ăsta. Bă, un cărbune. Un cărbune, dar ce e mai puțin valoros decât cărbunele? Probabil piulițele, dar momentan rămânem așa. Rămânem cu chestiile astea, vedem la final ce lăsăm și ce luăm cu noi acasă. Și chiar presupun că trebuie să curăț absolut tot hotelul până să poți să intru în camera aia. Încă un pistol, what? Încă un pistol. Lăsăm sfoara și luăm pistolul. Sfoara chiar nu prea... La început ai nevoie pentru chestii, dar poți să ți-o craftezi acasă după ce îmi fac chestia aia de... Pot acum, oare mă lasă? Let's go! Let's go, Bill. Over here, I can't believe someone came. Dar tu prin ce ai vorbit cu mine la radio? Un bandaj, perfect. Ia bandagul, neamule, că așa și-mi ocupă loc în inventar. Și ia uite cum a prins viață. Thank you, friend, I wasn't... If it wasn't you, da, erai mâncat. Let's go, I will show you something. Nu-mi place cum sună, sincer să fiu. Oh, deschide ușa. Stai că știu ce se întâmplă aici. E zombie pe jos, vă puneți în crouch, dați bucata și prindeți criticala. Dacă îi prindeți, gen, dacă steți în crouch și prindeți o bucată, cât încă nu s-a ridicat de pe jos, îi dați criticala automat cu absolut orice armă. Asta e ceva mai protip, așa. Și avem grenada, practic mi-a deschis, vreau să zic că ar trebui să le duc la chopper, dar... Da. Aici se deschide. Să-i dau, nici nu știu, da, hai că îi dau mai mult damage cu ranga. Și după aia tot cu ranga o să-l bat, cel mai probabil. Și mai e un dulap pe care vreau să-l deschid. Aici e cea mai bună zonă pentru wall trick, îl prindeți aici la colț. Au! Sau... Voi vă dați seama? Voi vă dați seama? Am pierdut ritmul, da, ia. E ciudat să n-am arme cu foarte multă tech speed. GG. Aici e mereu gol. Aici se mai găsește, de obicei aici se găsește o piesă de armură. Se găsesc ori buți, ori o cască de care chiar aveam nevoie. Un cleaver. Aș putea să o schimb pe asta și să iau cleaverul cu mine. Luăm și clotul. S-ar putea să sară și de aici. Aș putea să mă duc eu după ei, dar rămâne de văzut chestia asta. Practic o să trebuiască să-mi fac un topor ca să pot să sparg ușa aia. Hai să vedem și ce e aici. Că și aici se găsesc de obicei ceva echipament, ori pantaloni, ori tot cască, ori bluză, care e cumva mai bună decât ce am eu. Hai să lăsăm astea, sper să nu am nevoie, fraților. Astea două sunt... Nu știu ce să zic. Hai să luăm bandajele. Să o iau pe asta că îmi dă mai multă armură. Ce aș putea să las? N-aș lăsa cărbunele. Hai să mai avansăm un pic, să vedem dacă se deschide aici. Nu, nu se deschide. Practic ar trebui să sparg eu pereția, dar n-am chef pentru că nu mă ajută. Într-adevăr e un cărbune. Într-una din părți e un cărbune, dar nu știu dacă vreau neapărat. Hai să facem așa, fiți atenți. Facem un bandaj.
înainte de orice facem, craftăm un bandaj. Lăsăm astea 3 și luăm bluza. Bă, dar bluza asta să moare, asta chiar e inutilă. Mai bine iau astea, că 3 clot și câteva și puțină sfoară, înseamnă că am o bluză de aia, așa că aia chiar e prea inutilă. Acum că am stat să regândesc un pic. Your movement speed in on foot on the map is increased by 3% sau strict diet. On foot on the map. Adică practic ajung atunci când dau walk dintr-o locație în alta, o să dureze cu 3% mai puțin, dar sincer, fraților, deciziile mele. Eu așa v-aș recomanda tuturor să luați walker într-o situație de genul ăsta, dar eu voi lua strict diet, pentru că știu că la început e problemă destul de mare cu mâncarea și cu apa. Așa ca idee. Și practic cred că mă ajută mai mult asta. E fiecare cu deciziile lui. Din nou, eu dacă mă întrebați pe mine, dacă m-ați întrebat pe un live, să zicem, ce să alegeți dintre astea două, v-aș fi zis walker-ul, dar cumva eu știu ce fac mai bine. Și am ales strict diet-ul. Cred că ne putem duce acasă. Am putea să mai facem, nu mai facem rost de nimic. Haideți acasă să vedem ce ne cere următoarea misiune. Sau stai. Nu știu dacă presupun că mă punea să mă duc acasă. Nici nu m-am uitat ce încerea misiunea. Eu mi-am văzut de capul meu. Chopper event. Presupun că e destul de frustrant ca și jucător începător să vezi chestia asta și să vezi că poate să spice un minigun. La început nici măcar nu știi ce e un minigun, dar vezi că poate să spice aici, vezi că poate să spice etichete roșii pe care, na, la un moment dat înțelegi ce înseamnă etichetele roșii și totuși nu poți să te duci acolo până nu faci rost de Chopper. Bă, e bine gândit. Teasing-ul în jocul ăsta e ceva next level. Și practic avem cam, nu toată mapa, avem foarte mare parte din mapă deblocată în momentul de față. Și ne-a deblocat și Bunker Charlie, să vedem că există. Păi se poate. Da, nu zice că ți-ar pica ceva aici, ar fi mișto măcar să zică ce-ar putea să pice, știi, ca să facă teasing și, mă rog, lasă așa. Go home și hai să vedem care e următoarea misiune. Cred că o să ne pună din nou să construim ceva, cel mai probabil. Healer-ul nu mă interesează, talk to healer, hai mă, lasă-mă. Păi și dacă nu, da, mă obligă jocul să mă uit la reclamă? Eu fac o criză de nervi. Mă. Adică știi ce? Să nu îmi dea reclamă. Da, bineînțeles. Băi, marel din partea celor de la Chefir pentru chestia asta. Gen, jocul ăsta chiar nu-ți bagă reclame pe gât pentru absolut nimic. Gen, poți să joci lejer, alegi tu dacă vrei să te uiți la reclamă sau nu. Dar m-a pus efectiv jocul, am avut un task să mă uit la o reclamă de la healer. Adică pe bune, măcar dacă mi-o dădea pe moca, asta era chiar, nu mă supăram. Să-mi fi dat pe moca chestia aia fără să trebuiască. Nu că mă deranjează în sine să mă uit la o reclamă, că 30 de secunde și na, aia e. Dar faptul că te obligă să te uiți la reclamă, nu știu, mereu am lăudat Last de Unertu pentru că nu te bombardează cu reclame. Ai într-adevăr niște beneficii, ca în multe alte jocuri, ai niște beneficii dacă te uiți la reclamă. Dar alegi tu dacă vrei să te uiți sau nu, dacă vrei să beneficiu ăla. Mă rog, cred că m-am tildat eu puțin cam tare pentru ceva ce nu trebuia să mă tildez cu adevărat. Dar mă rog, avem deja 3 pistoale, fraților. Avem deja 3 pistoale. Care următorul task? Build stone scatter table. Facem și asta. Mi se pare că am nevoie de metal, dacă nu mă înșel. Deci presupun că o să... Oh, de metal prelucrat? Parcă-ți trebuia... Nu. Am 3 metal și mai trebuie încă 2, presupun. Pe care momentan nu îl am. Dar m-aș duce, va trebui neapărat să mergem după farm de metal, fraților. Și până una alta am putea să mai facem un concest, pentru că deja rămân fără spațiu în bază, pur și simplu. Și o să mergem după resurse basic. Cam asta ne va interesa în expediția asta din... Mi-a deblocat și zona portocalie. Acum dacă stau să mă gândesc, când pot să fac următorul backpack, că nebunesc. Nu militării. Nu mai exista încă unul între militării și... Sunt eu prăjit? Nu mai exista un backpack. Basic backpack. Da, military back. Wow. Really că nu mai exista? De ce țineam minte că mai există încă un backpack? Parcă mai era un backpack. Nu mai e niciun. Mamă, cât o să trebuiască să stau cu basic backpack. Nu-mi vine să cred. Abia târziu, rău de tot, o să pot să-l... Păi în cazul ăsta, fraților, nici măcar nu are rost, stând așa să mă gândesc, nici măcar nu are rost să mergem într-o zonă portocalie, pentru că nici măcar nu putem să luăm totul de acolo, ca să zic așa. Hai să mai lăsăm chestii aici, lăsăm niște metal, grenada. Am putea să punem, să salvăm ăsta și să punem ăsta. Și am putea să punem așa. Facem așa pe moment. Lemn nu cred că mai am, l-am pus pe tot la prelucrat. O să avem de asta și mergem în zonă, de fapt. Semințele nu le-am pus la crescut. Acum că stau să mă gândesc, nu prea îmi place drumul ăsta până în spatele casei.
Nu, asta am vrut să fac. Chiar am vrut să o las acolo, de fapt, și de drept. Chiar e scopul meu să le las acolo, sincer. Bă, da, nu, trebuie să facem efectiv curățenie, că o să se ducă să interacționeze cu chestii înainte să... Mă rog, vedeți și voi ce se întâmplă. Hai să lăsăm și restul chestiilor acasă, o rangă și un... Și ce a mai rămas din spiră ăla e super ok. Două pistoale, hai să mutăm și pistolul. Chestiile super importante le ținem și noi în chestul ăsta. Cum ar fi arme... Na, nu știu, o să fac eu puțină curățenie. O să le găsesc ordine, dar până atunci... Mamă, dar avem ceva chestii, mă! Avem ceva chestii. V-am zis, mare parte din skill-ul în jocul ăsta stă în a învăța să economisești chestiile. Pur și simplu, da? E incredibil cât de repede mi se duce hunger-ul. Nu sunt obișnuit, sincer. Nu sunt obișnuit absolut deloc. Hai să mergem după resurse, I guess. Nu stau să-mi fac tool-urile de acasă, pentru că pot să găsesc resursele necesare pentru pickaxe și pentru axe. Le pot găsi pur și simplu pe jos, pe acolo. E cumva primul meu airdrop? Nu mi-am să fi fost la un airdrop până acum. Ok, interesting. Și după aia trecem în fugă și prin zona de piatră verde. Da, mă, cred că e primul meu airdrop. A fost gen... Mai întâi s-a prăbușit avionul. Mai întâi am fost la avionul prăbușit și abia acum la airdrop. Interesant. Sunt curios dacă e scriptat și airdropul ăsta. Adică să fie loot ceva mai bun decât de obicei. Doar pentru că este primul meu airdrop ar fi interesant. Și cumva are rost să bat și zombii ăștia. Doar pentru XP, efectiv. Vreau să fac cât mai repede XP ca să pot să deblochez cât mai repede extra pocket-ul. E super important extra pocket-ul, adică nu știu cum o să mă descurc în general fără el, că sunt super obișnuit să am extra pocket-ul. Bă, un duș, un de la de duș nu mi-am făcut. Nu put în momentul de față, surprinzător nu put, dar curând o să și put. Mamă, cât XP și am și plus 100% XP. Pretty nice. Hai să vedem ce e aici. Teoretic nu ne mai atacă nimic în momentul de față. Hai cu un, nu știu, cu armă melee bună. Sau poate un pistol, cine știe. Skull Crasher pe ăsta o să folosim pentru prima dată când facem bunkerul. Că mi se pare că nu pot să-l craftez momentan și o să mai dureze până pot să-l craftez. Asta nu-mi trebuie, ăsta pot să... Use, got, oh! Wow, să-ți pice un skin pe chopper și chiar să poți să-l înveți, interesant. Vopseaua neagră n-am nevoie, hai să-l batem și pe ăsta. Trebuie să-i bat la unghi ca să nu mă lovească. Nu, cred că n-am destul de multă tech speed. Din cauza că n-am atașamentele potrivite. Mă rog, hai să plecăm de aici, am nevoie de metal. Asta e ce am nevoie în momentul de față. Metal și lemn. Care era misiunea acasă? Era ceva pentru care aveam nevoie de metal și metalul încă se produce. Așa că haideți în zona de piatră. Cam așa, o să mă tenteze să iau multe chestii din chesturi și de-astea. Dar scopul meu în momentul de față este să vin cu multă piatră și lemn acasă. Că astea sunt multă piatră, mult metal și lemn acasă. Pentru că astea sunt resurse de bază și nu le am. S-a mișcat! Jur că s-a mișcat! Jur că s-a mișcat. Asta e codul de la bunker cel mai probabil. 1388, interesant. N-am mai avut coduri așa de simple de ceva timp. Imediat se sparge și sulița. Nu o să mai fac alta, o să folosesc ranga. Bă, dar așa, de ce nu vine ranga? Crowbar îmi vine mult mai repede în minte decât ranga. For some reason. Shbang. Cu cât îl lasă? Dacă îi dau o criticală? Oh, ok, altă viață, acum a realizat, n-am mai folosit ranga de mult. You can fish more rare crabs in the poți să prind mai mult crab și chestia asta e doar pentru pești. Nu mă interesează momentan chestia cu pescuitul, deși știu că o să vină ceva event cu pescuitul. Sincer, nu prea mă interesează. În momentul de față o să iau asta, o să iau plus 2 HP în plus, ca să ajungem cât mai repede la 120 HP. Pentru că e diferență, adică diferența între 100 și 102 nu e foarte mare, dar diferența între 100 și 120 e destul de... Aoleo, Burglar. Și ciudat e să mă oprească jocul din a face chestii, că nu sunt destul de avansat. E mișto, mă, e o experiență mișto. E o experiență mișto cel puțin pentru mine, care, na, v-am zis că m-am plictisit de contul meu principal, pentru că am totul, efectiv. Acum chiar îmi doresc Burglar skill, măcar de level 1, ca să pot să mă duc la motel și să iau grenada în fiecare zi. By the way, după ce faceți rost de Burglar skill de level 1, duceți-vă mereu la motel, pentru că de acolo puteți să faceți rost de o grenadă. Și efectiv colectați-le, nu prea aveți ce să faceți cu
cu grenadele early, când sunteți la început, dar pe parcurs grenadele o să devină destul de rare și o să aveți și nevoie pentru Police Station și, mă rog, o să ajungem și acolo, încet, încet cu seria asta, pentru cei care nu înțelegeți despre ce vorbesc, o să ajungem încet, încet. Încercați și voi să ajungeți până acolo, înaintea mea, ca să zic. Eu, practic, că tot v-am vorbit la început de live, am zis, bă, nu știu cât o să joc off-camera, pentru că vreau să prind cât mai mult din story, ca să zic așa, de asta n-am nevoie nici de ciocan în momentul de față, nici de rulmenți, nici de tranzistori, nici de astea și dăm și noi, lăsăm puțin pe auto. Da, în principiu v-am lăsat, am zis că o să joc și off-camera, dar după ce terminăm cu partea de story, pentru că sunt 100% sigur că se vor întâmpla chestii mișto pe parcursul story-ului, care ar merita prinse pe video, ca să zic așa. Și în timpul ăsta, fraților, cât eu o să rămân puțin în urmă, pentru că încă mă bat cu tutorialul de început, cam asta fac în momentul de față, voi aveți puțin timp să luați niște avans și să mă întreceți puțin, pentru că practic challenge-ul este să ne apucăm cu toți odată de un cont nou și să vedem care ajunge mai departe, ca să zic așa, care e mai avansat după un timp anume. Și chiar dacă vă las eu puțin avantaj la început, pentru că mă ține tutorialul în loc, sunt convins că o să vă prind din urmă. Sunt destul de încrezător în mine pentru că iubesc jocul ăsta pur și simplu și pentru că mă joc foarte mult și am de gând să mă joc foarte mult. După ce o să termin cu tutorialul, o să joc și off-camera, da, și probabil o să vedeți o evoluție destul de mare de la un episod la celălalt, dar până atunci vă las puțin avans. După ce se termină tutorialul, o să vă prind pe toți din urmă. Cam ăsta e planul meu. Știu că sună așa, dar așa este, așa o gândesc. Așa o văd eu, să fiu sincer cu voi. Gen, jocul ăsta, în primul și în primul rând, este grindul. Asta contează cel mai mult. Avansezi, cum să zic, ești mai avansat cu cât ai mai mult grind, cu cât ai jucat mai mult. Dar contează și skill-ul în jocul ăsta. Efectiv, să știi să faci economie de chestii. Și sunt o grămadă de mecanici pe care le înveți în timp, tot jucând. Și mereu când o să mă amintesc de una, o să vă zic și vouă, știi? O să vă mai dau sfaturi. Bun, avem de un topor, stai că nu mai avem loc în inventar. Hai să facem puțin loc în inventar. Mâncăm și noi toate berries, nu am nevoie de berries acasă. Chiar n-am ce să fac cu ele și practic îmi regenerez și HP-ul și hunger-ul și thirst-ul. Bine, așa și așa. Vreau să facem un topor. O să mâncăm și bucata asta de 10 piatră prelucrată. Asta e interesant. Piatră am acasă. Piatra am destul de multicică acasă. Nu am ce să fac cu atâta plant fiber cu siguranță. Deși aș vrea, semințe am deja, ok, merge. Am făcut ex-ul, hai să facem și pickex-ul. Și cred că putem să lăsăm camerele, nu avem nevoie de ele, nici de fire. Sunt puțin cam inutile la început, deși, da, sunt inutile la început. Deși nu mai știu că, treaba e că îți cere la început unele din chestiile astea, doar că nu mai țin minte care și cum, știi? Hai să găsim un depozit de metal, trebuie să fie unul pe undeva pe aici. Acestui cu burglar, da. Unde e metalul pe harta asta? Știu că poți să faci rost de foarte, foarte puțin metal din zona asta. Așa că ideea, undeva la 30 metal, adică un stack jumate, ceva de genul ăsta. Am unde e? Aici, perfect. Niște metal ca să poți să-i dau split în inventar și când o să apas pe auto o să ducă direct după metal. Și putem să dăm și la... Pentru că nu am cu ce să completez spațiul ăsta de aici, o să dăm split la lipici. Că nu o să se ducă după lipici pentru că ne există pe hartă și lăsăm pe auto și o să se ducă doar după piatră, metal. Trebuie neapărat să se ducă și după metal, gen în momentul în care o să fie full de piatră. Bă, am nevoie de piatră acasă. Oricum v-am zis că mai mult de 2 sloturi nu o să ocupe tot metalul de pe mapa asta. Așa că da, rămâne de văzut. Altă chestie, o să renunț la... Aș putea să fac asta chiar acum dacă stau să mă gândesc. Dar să mai găsească el resurse. O să renunțăm și la rangă pentru că mai are 2 hituri și în loc să ținem ranga după noi cu 2 hituri pe ea, putem să-i dăm delete și să punem în mână, în loc de rangă, putem să punem târnăcopul, să zicem, sau toporul, sau cred că am putea să facem asta chiar acum, dacă mă întrebați pe mine. Noi n-avem lemn deloc. Acum a realizat. Bun, îl lăsăm pe auto și o să înceapă să taie și copacii. Cu siguranță mai facem un level up cu chestia asta. Bă, merge interesant. Pe contul nou de Last Leoner. Bă, ne umplem mă inventarul. E mult mai challenging. În momentul în care nu ai un backpack de 25 de spații și ai doar 15 spații, trebuie să fii mult mai econom, trebuie să o gândești altfel. E mult mai challenging pentru minte, pur și simplu. O să-l batem direct cu toporul, de ce nu? Că nu vreau să folosesc nici măcar un hit de Skull Crusher. O să am nevoie de el pentru bunker. Nu știu exact când putem să-l deblocăm. Pe la holy și departe, nu chiar așa de departe. Level 43, în momentul de față sunt level, unde văd și eu, trebuie să dau level up ca să văd, nu? Iar am asta. Păi da, nu merge și așa. Sau strict diet.
Mă, cred că o să-l iau pe ăsta. Cred că o să-l iau pe ăsta, da. O să-l luăm ăsta pentru că e, cred că mai mult m-ar interesa să am 120 HP cât mai repede decât să-mi scadă hunger-ul mai greu. Cu cât e maximul? 20%? Undeva pe acolo, da. M-ar interesa mai mult chestia asta. De piele am avea nevoie, cred, cât de cât așa. Hai mai întâi să ne umplem inventarul cu tot ce se poate. Dar unde-i metalul, mă, pe harta asta, pe bune? Unde-i tot metalul? Efectiv, în momentul de față am 9 bucăți de metal și atât. Pe bune că atât de puțin metal este în zona verde? Cumva are rost să mergem în zona portocalie de piatră, doar ca să ne umplem cu mai mult metal, să-l ducem acasă și să-l prelucrăm. Piatră nu mai am nevoie, chiar de piatră nu mai am nevoie, mai degrabă lemn. Putem să facem asta și să... Stop. Dăm delete la plant fiber că n-avem nevoie și dăm split la lemn ca să ne întoarcem cu mai mult lemn acasă, pentru că ducem lipsă destul de mare de lemn în momentul de față și nu mi-ar strica 3 stack-uri. 3 stack-uri de lemn ar fi perfect dacă mă întrebați pe mine. Semințele să fie acolo. Mereu să fie semințe pentru că da, mereu să trebuiască morcovi și să trebuiască mâncare. Bă, dar unde e, mă, metalul? Nu vine să cred că doar 10 metal. Nici 10, 9 bucăți de metal am în momentul de față. Nu vine să cred. N-am mai, vă dați seama că n-am mai fost la farm de metal pe contul principal de ani de zile. De ani de zile, efectiv, nu am mai fost la farm de metal. Dar parcă nu vine să cred că e atât de... Uite, am mai găsit el acolo ceva. Dar parcă nu se face nici de un stack, efectiv. Atât de rar e metalul. Aș putea să încep să prelucrez, nu știu dacă e momentul să încep să prelucrez crep. Ca idee e puțin, este puțin tel mai eficient să transformi scrap-ul în metal decât să transformi metal ore-ul în metal. Dar momentan nu mă concentrez pe scrap. Scrap-ul nu e ceva ce am așa din abundență, așa cum am pe contul principal. Și așa cum o să am, cred că mid-game, dacă mă întrebați pe mine. Nu e ceva foarte advanced, gen scrap-ul chiar îl găsești peste tot și te umpli repede de el. O să iau după ce mănânc asta o să iau pielea. Bă, mai e vreo bucată de metal pe aici? Hai să lăsăm să vedem ce face. Trebuie să mai fie. Nu e. Efectiv, ăsta e tot metalul. 15 metal și atât? Nu cred. Mie nu-mi vine să cred, efectiv. Dăm delici la ăsta, în cazul ăsta. Foară, de ce nu? Am uitat că, gen, din instinct eu nu mai colectez chestiile din zombie. Lasă aici că, na, știu că-i sfoară și clot, dar acum chiar am nevoie de sfoară și clot. Da, sunt, am zis, nu sunt tocmai... O să dureze puțin până să mă obișnuiesc, efectiv. Mamă, și căprioara aia, nu, hai că merită făcută. Merită făcută o suliță ca să nu stric skull crusher-ul. Aș putea să mai fac și un topor, dar nu vreau neapărat, sigur mai ieși niște lemn pe jos. Hai să lăsăm să vedem, stai. Nu vreau berries, vreau doar lemn. Dacă mai găsește lemn, bine, dacă nu, your inventory is full, ok, nu se mai găsește nimic. Aș putea să mai... Hai că merită făcută și asta. Hai să mai facem și un hatchet și să mai tăiem câțiva copaci, frate. Ce, mă? Why? Split și lăsăm. Și vreau să colectăm toți copacii de pe hartă înainte să ieșim de aici. Ok, that was quick. A fost un singur copac. Your inventory is full. Se pare că nu mai sunt copaci pe hartă. Ok, am dat clear la absolut toată zona. Mai sunt pietre pe jos, dar în momentul de față nu prea am nevoie de pietre, fraților. Dar da, interesant. Și acasă nu mai știu exact cancel, că și așa nu pot. Dar îmi face poftă de un chopper event. Hai să mergem până acasă și să vedem, să terminăm și ultimul quest. Și cam ăsta va fi episodul, fraților. Un episod ceva mai lung. O să mă uit pe statistici să vedem cum funcționează. Dacă într-adevăr vă plac episoadele lungi sau ar fi mai bine cu episoade de 25 de minute. O să mă uit eu pe statistici, nu e nevoie să-mi spuneți în comentarii. Eu o să văd oricum. O să văd cam când dă lumea click de pe, cam când pleacă de pe videoclip, ca să zic așa. Ce aveam de făcut, că am uitat. Stone cutter stable. Ok. Punem metalul aici. Cărbunele încă se... Hai să luăm de aici și să-l punem în furnace. Și n-am destul metal. Așa e că momentan încă n-am destul metal încât să fac stone cutter stable, că m-a costat și... Ba da, s-ar putea să am. Îl luăm de aici, îl punem aici. Parcă 5 m-a costat, nu? Îmi trebuie și 10 lemn prelucrat și nu am. Hai că man, aproape am și un lemn prelucrat pentru Stone Cutter Stable. Un episod ceva mai lung astăzi, fraților. Din nou, marea majoritate din voi cred că nu o să vă supărați pentru chestia asta, pentru că foarte mulți dintre voi mi-a zis: Racule, dar unde sunt videourile alea lungi? Unde sunt videourile de o oră, de 40 de minute? Videourile alea lungi și blană la care te tot uiți, îl pui pe ecran și mă las pe spate și chestii. Presupun că multora o să vă placă chestiile astea, dar în continuare o să fac niște teste. Practic o să fac și episoade mai lungi și episoade mai scurte, să vedem care prinde mai bine, pur și simplu, pentru că am, din nou, am o grămadă de statistici de la YouTube. Da, pe episodul de astăzi parcă nu simt
că am făcut așa de mult progres, adică na, practic m-am dus în zonele de pădure și m-am dus pe acolo, cei drept am dat destul de multe sfaturi și am povestit destul de multe chestii, dar nu simt că am avansat. Simt că story-ul ăsta mă ține puțin în spate și nu vreau să avansez prea repede pentru că vreau să prind absolut tot story-ul pe video, ca să zic așa, pentru că e interesant. După ce s-a terminat cu story-ul sau după ce o să fiu blocat la story, cu siguranță o să rup off camera și o să mă joc, cum să zic, eu, fără să filmez și fără să fac live-uri și chestii de genul ăsta. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din LDOE FTP. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și pe data viitoare, numai bine.